Suntem în interiorul acvariului din Constanța, am venit să asistăm la un eveniment deosebit, se întâmplă de 3 ori pe săptămână, hrănirea peștilor din acvariu, un eveniment la care vă invităm și pe dumneavoastră și vă invită și directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, domnul Adrian Bălbu. Da, Complexul Muzeal care are și acvariu în patrimoniu și în această secție prezentăm pești exotici și indigeni. Avem foarte multe specii, avem niște bazine modificate, reamenajate pentru acest an. Avem în construcție încă un bazin foarte mare pentru apă marină. Urmează să fie utilat. Utilarea va presupune toată luna februarie, probabil și jumate din luna martie, cât va dura până când vom putea aduce niște rechini, niște pești de talie mare. Avem în plan să-i prezentăm chiar la intrare. Însă, ce invitație fac constanțenilor în mod particular, elevilor în mod special, este de a veni la Acvariu Constanța în zilele de luni, miercuri și vineri, la ora 14, noi administrăm hrana. Este un circuit care se face, putem să-l facem ghidat cu muzeograf, dacă avem solicitări. Astăzi am avut un număr mai mic de invitați și care să vadă fiecare pește cum mănâncă. Fiindcă sunt niște imagini spectaculoase, mare majoritatea peștilor sunt voraci, sunt destul de spectaculoși atunci când se hrănesc. Alții sunt mai sperioși, dar la momentul în care le vine hrana, îi vezi cum parcă se înviorează. Avem tot felul de pești, foarte multe specii care au areale diferite. Amazonul este foarte prezent. Este un continent, America de Sud, cu ape numeroase și limpezi în mare măsură, ceea ce a făcut ca peștii să fie interesați de aspectul exterior. Și ăsta este motivul pentru care în Amazon găsim cele mai frumoase culori, cele mai deosebite forme ale peștilor. În Asia, un continent mai pământos, mai lutos și în consecință apele, fluviile mai încărcate cu substanță organică și anorganică, adică cu particule în suspensie, peștii nu au așa mare interes pe exterior și în consecință sunt mai puțin interesanți ca aspect exterior. Totuși, sunt numeroase excepții, iar ca adaptare la viața în condiții dificile, Asia este pe locul întâi. Sunt câteva specii de pești care, aruncați în orice baltă din lume, s-ar adapta și ar elimina peștii indigeni imediat, așa cum s-a întâmplat în Mississippi cu ciana. Ciana, care este un pește asiatic, ce a fost adus în acvarii, interesant fiind biologia și aspectul lui, faptul că e foarte vorace, pește la care nu bagi mâna în acvariu, pește la care este capabil să iasă dintr-o baltă și să se miște ca un șarpe pe uscat, mai este numit și peștele șarpe sau snakefish, se mută dintr-o baltă în alta diminețile umede fără niciun fel de problemă pentru astfel de pești. Ei bine, astfel de adaptări sunt periculoase în situația în care devin specii alogene, adică și invazive, sau devin și invazive dacă ajung să populeze bălții alogene. Este un mijloc prin care tragem un semnal de alarmă vis-a-vis de speciile invazive. Avem și noi în bazinele noastre, într-unul din bazine, avem bibanul soare, o specie invazivă americană ce ne populează bălțile, mănâncă icrele la pești și care este considerat dăunător al bălților. Avem de asemenea și alte specii de pești care sunt invazivi pe alte tărâmuri, pe alte locații ale globului pământesc. Important să țineți minte, lunea, miercurea și vinerea, la ora 14, fix, începe hrănirea. Veniți pe la 13:30, vă postați la bazinele la care începe să se administreze hrana și împreună în tandem cu biologul care le dă hrană la pești, veniți și vedeți, faceți poze, filmați, sunt imagini deosebite, imagini care merită și eu când vin la acvariu caut să prind aceste ore, fiindcă și pentru mine a câta și a câta oară mă bucură să-i văd mâncând, să văd anemonele cum mănâncă din mână, să văd discul și cum mănâncă hrana lor deosebită, să văd bazinul central cum forfotește de pești în căutarea bucățicii de hrană preferate. Ce mănâncă și de unde provine mâncarea, domnule director? Mâncarea este cumpărată de noi, varietatea este foarte mare, de la creveți congelați sau refrigerați,
până la hrană specială pentru pești exotici congelată sau uscată. Sunt foarte multe varietăți. Nu în ultimul rând, pentru pește de talie mare le dăm bucăți banale de pește, macrou, capelin, herring, baby herring în mod particular, care să le asigure hrana cât mai aproape de ceea ce se oferă în natură. Asta am ținut de când am venit la acvariu, să înlocuiesc cât mai mult hrana procesată, hrană industrializată, cu hrană naturală, hrană care se potrivește mai bine, care îi face să simtă și ei o bunăstare, adică o viață mai aproape de cea naturală și în același timp este mai ușor digestibilă, lasă apa mai curată.